Iubiți telespectatori, Hristos a înviat. Este o mare bucurie și o mare onoare pentru noi în această perioadă de după învierea Domnului Iisus Hristos să ne întâlnim și să ne vedem din nou pe canalul de televiziune și mulțumim lui Dumnezeu pentru această emisiune Biblia, Cartea Vieții. Sigur că Sfânta Scriptură este cartea care adeverește tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani în Israel, în Ierusalim, pentru mântuirea neamului omenesc. Tot ceea ce a îndurat Domnul Iisus Hristos, patimile, scuipările, bătăile, judecata care, de care a avut parte, o judecată făcută pe fugă, o judecată a cărei concluzie a fost că Domnul Iisus Hristos nu este vinovat. Și cu toate acestea a primit condamnarea la moarte, a murit moarte de cruce, a fost răstignit, a fost dat jos de pe cruce, pus în mormânt, dar a treia zi a înviat. În această emisiune am vrea să vorbim despre învierea din morți. Sigur că în această perioadă salutul care îl spune fiecare dintre noi este Hristos a înviat și celălalt răspunde adevărat că a înviat. Chiar și acest salut pe care îl spunem în această perioadă de la învierea sau de la sărbătoarea învierii Domnului din morți până la înălțarea Domnului, acest salut este o mărturisire de credință. Și răspunsul este o mărturisire de credință, dar întrebarea care rămâne pentru fiecare dintre noi este dacă cu adevărat credem că Domnul a înviat din morți, dacă noi credem cu adevărat că noi vom învia dintre cei morți, că după ce vom trece din lumea aceasta în lumea veșniciei, trupul nostru va fi pus în mormânt, dar atunci când glasul îngerului va suna și trâmbița va suna pe nori de slavă și Domnul va veni cu sfinții îngeri, noi toți vom învia. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, toți vom învia. Unii vor învia pentru învierea vieții sau pentru viața cea fericită în Raiul lui Dumnezeu, ceilalți vor învia pentru osânda cea veșnică, în funcție de faptele și de credința și de nădejdea cu care trecem din lumea aceasta fiecare dintre noi. Dar aș vrea să și aș dori din toată inima noi, cei care ne interesează de Cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la această emisiune, căutăm pe Dumnezeu în Sfânta Biserică, îl căutăm în alte moduri pe Dumnezeu, căutăm să ne apropiem de Dumnezeu. Aș dori ca toți să avem parte de fericita înviere și de acea răsplătire în slăvita împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, tot capitolul, lucruri care s-au petrecut în urmă cu 2000 de ani, lucruri care adeveresc învierea din morți, lucruri care ne mărturisesc și ne arată și nouă că ceea ce s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani este adevărat și vrednic de primit. În ziua aceea din tâia săptămânii, adică duminica, Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață, fiind încă întuneric și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci, a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Deci, au ieșit Petru și celălalt ucenic și au venit la mormânt. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a sosit cel din tâi la mormânt. Și aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit și Simon Petru, urmând după el, și-a intrat în mormânt, a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama care fusese pe capul lui nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată la o parte într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt și a văzut și a crezut, căci încă nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morți. Și s-au dus iarăși ucenicii la ei lor, iar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe, cezând unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Și a zis ei Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis, Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis, Maria. Întorcându-se,
Aceea i-a zis în evreiește rabunii, adică învățătorule. Iisus i-a zis, nu te atinge de mine căci încă nu m-am suit la tatăl meu, mergi la frații mei și le spune, mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul și toate câte i-a spus ei. Și fiind încă seară în ziua aceea, întâia săptămânii, ușile fiind încuiate unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci, s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși, pace vouă. Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duhul Sfânt. Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Și cărora le veți ține, ținute vor fi. Toma, unul din cei 12, numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau iarăși adunați în lăuntru. Și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci, ce alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Iată, dragii mei, textul Sfintei Scripturi. Învierea din morți. În urmă cu 2000 de ani, în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a înviat de la sine putere din morți și de atunci și până la sfârșitul veacurilor este viu în vecii vecilor. A venit pe pământul acesta, s-a născut într-o peșteră, într-o iesle, a suferit patimile și scuipări și rușinea și moarte pe cruce, a fost pus în mormânt, dar a înviat a treia zi ca și noi să trăim învierea lui Iisus Hristos în fiecare zi în viața noastră. În ziua de astăzi, iată, avem alături de noi pe Părintele Vasile, îi spune bun venit la emisiunea Biblia, Cartea Vieții. Hristos a înviat și bine v-am găsit. Adevărat că a înviat, Părinte. Această sărbătoare, pentru că de câte ori ne aplecăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, ne minunăm de El și devine o sărbătoare, întâlnirea cu Hristos din Sfânta Scriptură. Este o zi specială și toate zilele de după învierea Domnului sunt speciale și deosebite. Și dacă Domnul Iisus a arătat femeilor mironosițe și le-a spus bucurați-vă și apoi Sfinților Apostoli le-a spus pace, iată mesajul care îl avem pentru aceste zile de bucurie și de pace. După perioada postului în care am călcat pe urmele Domnului și am suferit și noi oarecum greutatea crucii și povara suferinței și a batjocurilor, pe urmele Mântuitorului, iată, ajungem în zilele acestea la bucuria învierii. E frumoasă bucuria, mesajul învierii. Creștinismul este o religie a învierii și noi suntem oameni ai învierii, creștinii sunt oameni ai învierii, plini de bucurie și de pace, cea dată de Domnul Iisus Hristos prin învierea sa din morți. Iată, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Corinteni, în 2 Corinteni capitolul 5, că Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Să prăznuim sărbătoarea aceasta nu cu azimile, nu cu un aluat de răutate, ci cu azimile curăției și ale bunătății. Deci, învierea lui Hristos din morți este evenimentul, am putea spune, evenimentul cel mai important și cel mai măreț care s-a petrecut sub soarele acesta și pe pământul acesta, iată, plin de păcate. Și odată cu învierea lui Hristos din morți, iată că vine bucuria la toată lumea, așa cum a spus și Sfinția voastră. Însă, aș vrea să fim cât se poate de practici. Și să ne gândim și să ne punem întrebarea, oare de ce înțelegem și primim așa de puțin învierea lui Hristos? Sigur, salutăm cu acest salut frumos,
ne răspundem cu acel răspuns frumos, care e o mărturisire de credință, dar de atâtea ori faptele noastre dovedesc contrariul la ceea ce spunem în teorie. Și aș vrea să argumentăm și să dovedim telespectatorul nostru că, într-adevăr, învierea lui Hristos a avut loc în urmă cu 2000 de ani. Care ar fi dovezile acestei învieri? Care ar fi argumentele că Domnul cu adevărat a înviat din morți? Sunt multe argumente și multe dovezi. Este adevărat că învierea Domnului nostru Iisus Hristos ne implică și pe noi. Implică viața noastră dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Iată cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Corinteni, dacă Iisus Hristos a înviat și noi vom învia, implică viața noastră. Ați văzut și o să vedem probabil pe parcursul emisiunii că sfinții apostoli s-au transformat, învierea lui Hristos i-a transformat, chiar dacă la început erau temători, îngroziți de-a dreptul de iudei și de ceea ce s-a întâmplat cu Domnul și de teama iudeilor, spune că cuvântul lui Dumnezeu că erau închiși în casă, adunați de oaltă, temători, fricoși. Și așa s-a arătat Domnul plin de slavă în mijlocul lor și le-a dăruit pacea. Învierea lui Hristos i-a transformat. Din acei oameni temători, ei au devenit oameni schimbați. Și pe noi, și la noi se aplică același lucru, din temători și din oameni care dezorientați, fără o anumită orientare, învierea ne dă o țintă, știm în cine am crezut și știm spre cine îndreptăm. Spune, ați citit aici, Sfântul Apostol Ioan prezintă acest lucru și spune, multe minuni a făcut Domnul și nu s-au scris toate în cartea aceasta, însă ceea ce s-a scris ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață. Iată implicațiile învierii lui Hristos. Crezând în învierea lui Hristos, să avem viață în numele Lui. Acum, argumente sunt multe. Putem lua încă de la început, de la certitudinea morții, dacă ostași au fost prezenți la răstignirea Domnului și atunci când spune cuvântul că Domnul și-a dat Duhul și a murit, spune că a venit sutașul și a împuns coasta Domnului să verifice că e mort. N-a fost o moarte aparentă. Sunt unii care au dezvoltat o ipoteză a unei morți aparente, adică a unui leșin care în urma coborârii de pe cruce și chiar și împunsătura aceea de suliță și apoi a mormântului rece și-ar fi revenit, dar se pierde din vedere piatra cea mare pusă la ușă și apoi pe cețile și apoi strajă. Nu era doar o singură persoană, că se vorbește totdeauna la plural, erau mai mulți străjeri. Un om leșinat, plin de răni și care avea nevoie de îngrijire medicală, nu se putea da prințul învieri, prințul vieții și biruitorul morții. Cade această ipoteză, nu poate să stea în picioare, Hristos a înviat. Mai sunt și alte ipoteze a furtului trupului Domnului Iisus, a înșelăciunii. Cine ar fura un trup mort și apoi să-și dea viața pentru o minciună? Nu poate să stea în picioare nici această ipoteză. Este încă o ipoteză a viziunii, că ar fi fost o viziune, dar Domnul s-a arătat și acesta este lucru cel mai important și l-au văzut femeile și apostolii și spune cuvântul lui Dumnezeu, găsim în cuvântul lui Dumnezeu că în mai multe locuri, la intervale de timp diferite și când vorbește Sfântul Apostol Pavel
de arătările, Domnul spune, și s-a arătat la peste 500 de frați deodată și spune Sfântul Apostol Pavel, cei mai mulți încă sunt în viață. Adică n-a fost nicio o viziune. O viziune sau o impresie nu schimbă viața. Apostolii au fost transformați, au fost alți oameni. Chiar dacă la început au fost și ei îndoielnici, Sfântul Ioan prezintă prezentarea aceea, fuga la mormânt, din ce s-a citit din Evanghelia după Ioan, a alergat la mormânt după ce a auzit că de la Maria Magdalena că Domnul a înviat. Sfântul Apostol Ioan și Sfântul Apostol Petru, ar spune că a ajuns înainte Sfântul Apostol Ioan și apoi Sfântul Apostol Petru, dar Sfântul Ioan n-a intrat în mormânt, a intrat Sfântul Apostol Petru, a găsit fășile puse într-o parte, iar mahrama ce era pe capul Domnului înfășurată și pusă într-un alt loc. Și a intrat și Ioan și a văzut și a crezut. Abia atunci apare că a crezut. În rest apare îndoială. Niște femei de ale noastre ne-au spus că a văzut arătare de îngeri, spune Luca și Cleopa, în drumul spre Emaus, și apostolii erau neîncrezători, necredincioși. De aceea Sfântul Domnul Iisus îi mustră și spune, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți ceea ce s-a spus de proroci, adică greu mai credeți că Hristos trebuia să învieze, să moară și apoi să învieze. Și apoi avem această scenă cu Sfântul Apostol Toma. Dacă... Da. Dovezile învierii. A spus de peceți, de straja romană, de piatra cea mare de la ușa mormântului, care nu putea să fie dată oricum la o parte. Era și păzit mormântul și o piatră mare pusă și cu toate acestea, nici pecețele romane, nici pecețele mai marilor preoților, nici straja romană, nici piatra de la ușa mormântului n-au putut să-l țină pe Domnul vieții în lăuntru. A înviat de la sine putere și învierea din morți schimbă cu totul fața lumii întregi. Și până în ziua de astăzi, în Ierusalim, rămâne mărturie mormântul gol. Mormântul la care, iată, în fiecare zi merg mii poate de pelerini. Acolo și ating cu mâna și cu fruntea piatra mormântului unde a fost pus Domnul Iisus Hristos, sigur, la intrare, prin Harul lui Dumnezeu. Iată, de câteva ori pe an mă duc în Țara Sfântă și ating și am văzut cu ochii mei și am pipăit cu mâinile mele locurile acelea sfinte și am călcat pe urmele și pe pașii Domnului Iisus Hristos. Și înainte de a intra în mormântul propriu-zis, este capela îngerilor, locul unde Maria Magdalena s-a întâlnit cu îngerii. Sunt două camere acolo, prima e capela îngerilor și al doilea e Sfântul Mormânt, unde a fost pus Domnul și de unde a înviat Domnul. Cel mai important lucru este faptul că din mormântul acela Domnul a înviat, din morți. Și așa cum spunem în troparul învierii, în troparul care îl cântăm în această perioadă, cu moartea pe moarte a călcat. Prin moartea sa, Domnul Iisus Hristos a călcat pe moarte și a omorât moartea. Prin învierea sa, din morți, vom învia și noi dacă ne străduim să trăim cuvintele Sfintelor Scripturii în viața noastră de zi cu zi. Așadar, mormântul gol este o dovadă de netăgăduit că Domnul a înviat din morți și că este viu și stă de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Și mai sunt și alte mărturii. Spuneați de cei 500 de frați care l-au văzut deodată pe Domnul Iisus Hristos. Mărturia celor care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos înviat, l-au pipăit cu mâinile, cu palmele, i-au atins semnul cuielor și coasta străpunsă. Chiar Sfântul Ioan în prima epistolă spune ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce am văzut și am primit, aceea vă mărturisim. Aceea vă spunem vouă. De aceea, iată, învierea din morți, chiar dacă de atâte ori nu dovedim că o credem cu adevărat, nu dovedim că o înțelegem cu adevărat, nici ucenicii n-au înțeles-o.
dar Dumnezeu i-a luminat, încet, încet i-a luminat și au înțeles până la urmă că într-adevăr cel care a fost pus în mormânt a înviat și este viu în vecii vecilor. De aceea, sigur, mărturia femeilor despre care a spus este dovada învierii din morți. Însă această înviere din morți ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare și să ne facă să trăim mai atenți în lumea aceasta. Cred că asta trebuie să înțelegem. Și dacă duminica este declarată ziua Domnului, ziua în care Domnul a înviat, ziua învierii, noi trebuie să trăim fiecare zi ca pe o zi a învierii, ca pe o bucurie a învierii Domnului din morți. Da, am vrut să vorbim mai departe puțin despre mărturia celor care, iată, am citit despre două lucruri aici, textul acesta, Maria Magdalena. Cine era Maria Magdalena și cum a ajuns de, a fost prima care, iată, s-a întâlnit cu Domnul înviat. Și apoi, ce s-a întâmplat cu Sfântul Apostol Toma? Cum de n-a fost prezent? Unde fi fost când ucenicii l-au văzut pe Domnul prima, chiar în ziua învierii, chiar în ziua în care a înviat, l-au văzut pe Domnul și Toma nu era acolo cu ei. Și cum de s-a întâmplat lucrul acesta și cum de a lipsit Sfântul Toma? Și iată ce s-a petrecut după 8 zile și acea mărturisire de credință frumoasă care a trebuit să ne însușim fiecare dintre noi despre Domnul Iisus Hristos cel înviat. Cum l-a văzut Sfântul Toma și cum l-a văzut apostolii după ce au înțeles că într-adevăr cel care a fost pus în mormânt și a fost pus pe cruce a înviat și este viu. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: eu sunt calea, adevărul și viața. Era viața, Domnul Iisus era viața, însuși viața, a fost pusă în mormânt. Moartea sau boldul morții era păcatul, el n-a cunoscut păcatul, el n-a făcut păcat. De aceea moartea nu avea putere asupra vieții, cum întunericul n-are putere asupra luminii. Niciodată întunericul nu biruie lumina. De aceea era însuși viața, el a gustat moartea pentru păcatele noastre ca să ne curețe și să ne răscumpere pe noi, însă moartea nu l-a putut ține, era viața însăși. Diferență mare între învierea Domnului Iisus și celelalte învieri: Domnul prin puterea sa a redat viața și ca o culme a minunilor era învierea lui Lazar după 4 zile. După 4 zile, spune, mirosea încă greu, dar l-a chemat din morți Domnul și a înviat. Însă Lazar și-a reluat viața pământeană și apoi a fost la vremea potrivită și el pus din nou în mormânt. A fost o reanimare, să spunem așa, dar Domnul și-a arătat puterea de fiu al lui Dumnezeu. Însă învierea Domnului este cu totul altceva. El era, trupul său a fost transformat, vedem că se prezintă ucenicilor prin ușile încuiate, îi vedem pe ucenici temători, vedem că îi se dă să mănânce o bucată de pește și dintr-un fagure de miere și mănâncă. Iată dovadă că nu era o nălucire sau o viziune. Apoi toate celelalte noi înțelegem transformarea Domnului Iisus și învierea specială, învierea care s-a făcut pârga învierii noastre, începătura învierii tuturor oamenilor. A spus de mormânt, am ținut să specific și lucrul acestea, să ni se lumineze puțin, să înțelegem de ce învierea Domnului este mai deosebită. El cu trupul schimbat, viața care a avut-o Domnul pe pământ și apoi înălțarea la cer, e cu totul altceva decât o reanimare din morți, ca să nu facem diferență între celelalte învieri. Acum, Maria Magdalena, Maria din Magdala,
cum era numită Magdalena pentru că era din Magdala, ea a avut nevoie de o intervenție specială a Domnului, spune că a fost vindecată de 7 duhuri și atât de mult l-a iubit pe Domnul. De aceea ea a fost aproape, s-a dus la mormânt și apoi a alergat la Sfântul Apostol Petru, după cum s-a citit din Evanghelia după Ioan, și au venit ucenicii, dar a venit și Maria înapoi și stătea în grădină, cum a spus, și plângea și s-a arătat doi îngeri și l-a întrebat o femeie de ce plângi și spune ea, au luat pe Domnul meu. Ce adâncime, ce tristețe adâncă, ce durere avea Maria Magdalena, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Dragii mei, așa ușor ni se fură Domnul din viața noastră, poate am mai spus sau poate nu mai spun. Și atât de insensibili suntem noi când ne trezim fără Domnul. Grijile vieții, vrăjmașul nostru al omenirii din totdeauna încearcă să ne fure pe Domnul și nu plângem. Și credem că e normal, nu e normal, Maria plângea și era îngrijorată că a pierdut pe Domnul. Și apoi i s-a arătat Domnul și nu l-a cunoscut mai întâi și apoi o întreabă, femeie, pentru ce plângi? Și a spus, Domnul meu, dacă l-ai luat, tu spune unde l-ai pus ca să mă duc, credea că e grădinarul. Și o strică pe nume Maria. Ați citit aici ce frumos a strigat-o Domnul pe nume. În cartea lui Isaia, prorocia lui Isaia, este un verset frumos. Te chem pe nume, ești al meu, spune Domnul. Și așa ne cheamă și pe noi pe nume de multe ori. Te chem pe nume, ești al meu. Așa a strigat-o pe Maria, Maria. Și a tresărit Maria și s-a uitat și l-a cunoscut pe Domnul și a spus, Rabuni, învățătorule, extraordinară bucurie. S-a aruncat la picioarele lui și a spus, nu mă ținea, nu te atinge de mine. Iată, cum să nu dai mărturie pentru o așa întâlnire, pentru așa o bucurie, bucurie, tristețe transformată în bucurie. Nu există bucurie mai mare. L-a găsit pe Domnul, era Domnul acolo. De multe ori Domnul e lângă noi și poate noi nu-l recunoaștem sau nu-l cunoaștem, dar El e cu noi în problemele noastre, în greutățile noastre, nevoile noastre. El e aproape. E gata să ne ajute, să ne ridice, să ne cuprindă, să transforme tristețea noastră în bucurie. Marie. Și apoi trece Sfântul Apostol Ioan la scena cealaltă a întâlnirii cu apostolii, când Domnul se duce la Sfinții Apostoli, temători, erau 10 doar, lipsea unul, așa cum lipsim noi de multe ori când Domnul, când frații sunt adunați, când biserica este adunată la rugăciune, la întâlnirea cu Dumnezeu și câte unul lipsește, sau noi lipsim, avem alte treburi, alte nevoi, binecuvântate pricini, spunem noi, din binecuvântate pricini, nu sunt toți împreună, dar s-a lipsit Toma, s-a lipsit de o binecuvântare, s-a lipsit de prezența Domnului. Ucenicii erau adunați și Domnul a venit, erau temători, de frica iudeilor erau cu ușile încuiate, dar Domnul s-a prezentat și le-a spus pace vouă și Toma lipsea, a pierdut binecuvântarea, a pierdut pacea, a pierdut suflul acela, spune, luați Duh Sfânt, l-a primit și el mai târziu. Dar ce frumos când sunt frații adunați ca să fim și noi prezenți, când biserica se adună, când clopotele răsună și cheamă la întâlnirea cu Hristos, cu Dumnezeu, creștinătatea, să fim prezenți ca să nu fim lipsiți de această binecuvântare. Și se prezintă lor și le spune, veniți să vedeți că eu sunt, le arată mâinile și coasta. Și
uitați-vă, pipăiți-mă, de aceea spune și Sfântul Apostol Ioan, ce-am pus mâna noi, ce-am pipăit cu mâinile noastre, ce-am văzut cu ochii noștri, aceea spunem, ce-am auzit cu urechile noastre. Și Toma spune, până nu pun și eu degetul, până nu văd și eu rana, până nu văd locul, noi am fost martori răstignirii și morții. Nu voi crede. În Toma suntem și noi cuprinși de multe ori și mulți, de multe ori și mulți, vrem să știm, să avem certitudine. Și bine a făcut Toma, pentru că în creștinism nu-i valabilă acea zicală crede și nu cerceta. Nu. În creștinism e valabilă cercetarea. Cercetarea. Și a spus până nu voi vedea și Domnul îi arată. Îi arată, se arată la 8 zile. A 8-a zi erau împreună și Toma. Și îl cheamă pe Toma și spune, Toma, vino. Nu spune nimeni și nicăieri în Sfânta Scriptură că i-ar fi spus Domnului cineva, vezi că Toma nu crede până nu îți vede coasta. Domnul îi cunoștea gândul, îi cunoștea frământarea. De aceea învierea Domnului este specială. Nu doar că a intrat prin ușile încuiate, dar este așa și această omniștiență, adică a toate cunoscătorie, cunoaște gândul și frământarea lui Toma și știe Domnul și se prezintă înaintea lui Toma și spune, uite aici coasta mea și pălmile mele, mâinile mele, adu degetul tău și pune-l în palma mea și mâna ta în coasta mea, dar nu mai spune dacă Toma a pus sau nu. Și spune că s-a prăbușit înaintea Domnului și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. E cea mai profundă mărturisire despre Domnul făcută de Toma. Recunoaște ca Domn și Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și nu fi necredincios, ci credincios. Toma, mai spune Domnul ceva, Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Dar sunt unii mai fericiți decât tine, cei care cred și nu m-au văzut. Frumoasă, frumoasă această, nu putem să stăm pasivi, cum a spus Părinte, nu putem să trecem peste acestea, nu putem să trăim viața fără cea... ca și când am fi, sau ca și când n-am cunoaște învierea lui Hristos, ca și când am fi în afara lucrării lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu mai putem trăi cum vrem. Asta implică viața noastră. Hristos a înviat. De aceea, cum a spus, trebuie să prăznuim paștele noastre, Hristos, cu azimele curăției, o viață schimbată, o viață nouă, o viață care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă aș putea să ajung cu orice preț la învierea lui din morți. Da, Părinte, Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni 1 Corinteni capitolul 15 vorbește despre semnătatea învierii lui Hristos. Și nu numai atâta, pentru că n-aș vrea să ne oprim doar la însemnătatea învierii lui Hristos și la credința că Domnul a înviat cu adevărat. Probabil cei mai mulți dintre noi credem într-o măsură mai mică sau mai mare, credem că Domnul într-adevăr a înviat în urmă cu 2000 de ani. Însă nu este suficient. Învierea lui Hristos trebuie să aducă în viața noastră, așa cum a spus, o schimbare și o atitudine diferită față de lumea aceasta și față de lumea cealaltă care urmează. Și noi ar trebui să trăim fiecare zi ca oameni ai învierii și ai vieții. Învierea lui Hristos din morți și patimile și moartea sa s-au petrecut și s-au derulat pentru mântuirea noastră a fiecăruia. Și învierea din morți, sigur că s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani, dar această înviere din morți aduce după ea și învierea noastră. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în această epistolă către Corinteni, spune așa, dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, din Hristos n-a înviat.
dacă Hristos n-a înviat, zadarnică atunci este vestirea noastră, zadarnică este și credința voastră. Ne aflăm încă și martori mincinoși al lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos pe care nu l-a înviat. Dacă, deci morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjdim în Hristos numai în viața aceasta sau pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură a celor adormiți. Iată, dragii mei, învierea lui Hristos din morți aduce după sine și învierea tuturor celor care au murit cu nădejdea învierii și a vieții celei de veci. Așa cum relatează aici Sfântul Apostol Pavel. Și într-adevăr, Hristos a înviat din morți și învierea sa din morți, încă Sfântul Evanghelist Matei relatează în capitolul 28 că odată cu învierea din morți au fost văzuți în cetatea Ierusalimului mulți sfinți din Vechiul Testament care au înviat și ei odată cu Domnul când a înviat Domnul din morți. De aceea, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos are efecte extraordinare asupra vieții omenești, asupra tuturor, începând de la Adam până la ultimul om. Toți cei care cred și trăiesc această veste bună a învierii din morți, toți aceia care mor cu nădejdea învierii din morți, toți aceia vor moșteni, iată, împreună cu sfinții, un loc în împărăția lui Hristos. Și aș vrea, în partea finală a emisiunii, mai avem poate 15 minute, să vedem cum ar trebui să trăim noi, care ar trebui să fie viața noastră practică de zi cu zi, să arătăm că într-adevăr credem în învierea din morți. Credem că Domnul a înviat din morți și credem mai ales că și noi vom învia din morți atunci când, așa cum a spus la început, îngerul va suna din trâmbiță, când Dumnezeu ne va chema din mormânt, cei care vor fi mormânt, cei care vor fi în viață, vor fi ridicați în văzduh, toți aceia care cred în Iisus Hristos, toți aceia vor învia și vor primi dreptul în împărăția Lui. Cum ar trebui să trăim noi în viața aceasta ca să dovedim și să arătăm că suntem al lui Hristos, pur deoparte pentru Dumnezeu? Și ca să deschid un pic discuția, Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, când se înalță la cer, le spune ucenicilor: și mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin, spune Domnul acolo. Deci, învierea lui Hristos din morți trebuie să aducă în viața noastră trăire, mărturisire și jertfire. Noi de multe ori nu vrem să ne jertfim. Am vrea să credem, dar fără să avem și noi partea noastră de adus pe altarul lui Dumnezeu. Aș putea să le cuprindem toate acestea printr-un exemplu. Ați vorbit de Sfântul Apostol Pavel. El este Saul, cel prezentat de Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, cel care insufla groază printre creștini, pentru că după învierea Domnului și după propovăduirea Sfinților Apostoli au început biserica să se formeze și să fie tot mai mulți creștini, iar Saul din Tars împrăștea groază, era un aprig și zelos pentru învățătura iudeilor. Erau, spune el despre el, că era fariseu în ce privește legea, era iudeu, avea toate, era un învățat, un tânăr care dorea să stârpească creștinismul. El este cel care a păzit hainele celor care îl ucideau pe primul martir Ștefan și s-a învoit la moartea acestuia. El a primit scrisori de la mai mari iudeilor să-i prindă, să arunce în temniță, să prindă pe toți creștinii, chiar să-i ucidă. Și în drumul spre Damasc, unde trebuia să prindă
creștinii de acolo, îi se arată Domnul, o lumină puternică în plină zi, și îi spune: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul îi răspunde și întreabă: Doamne, cine ești, Doamne? Și Domnul îi spune: Eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Îți este greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Și atunci el întreabă: Doamne, ce să fac? Și îi spune Domnul ce să facă: acesta este Saul, este de fapt Pavel, noul Pavel, vas ales, cum este prezentat lui Anania când el rămâne orb, Sfântul Apostol Pavel, și 3 zile și 3 nopți nu mănâncă nimic și nu vede nimic. Însă Anania, omul lui Dumnezeu, trimis de Domnul Iisus Hristos, îl vindecă și apoi începe transformarea Sfântului Pavel. Am pomenit de aceasta pentru că iată că Domnul se arată și după mai multe zile. Chiar după înălțarea la cer, se arată într-un mod special Sfântului Apostol Pavel, lui Saul, un prigonitor, un împotrivitor. Dar schimbarea vieții lui, cum a spus, el n-a mai fost acel Saul, el a fost Pavel, a fost omul lui Dumnezeu, chiar dacă la început creștinii se temeau de el, apoi a fost primit și a fost acceptat ca apostol care a primit Evanghelia prin descoperire de la Dumnezeu, dar el a fost gata să cutreiere toată lumea cunoscută pe timpul acela ca să propovăduiască pe Hristos cel înviat din morți, să vestească învierea morților. Mi-aduc aminte când ajunge la Atena și când vorbește despre învierea morților, cei de acolo spune: te vom asculta altă dată. Dar unii l-au crezut. E greu de crezut învierea morților, dar când ai înțeles-o și când crezi în învierea lui Hristos, asta te transformă. Și a spus: o viață cu mare, mare atenție de a nu greși înaintea lui Dumnezeu, umblând după cuvântul Domnului, încă spune Sfântul Apostol Pavel: fraților, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Iată viața adevărată, viața în dragoste, viața în jertfă, de multe ori spune în prigoniri, în bătăi, în posturi, în privegheri, o viață unită cu Hristos, o viață adevărată, o viață frumoasă după voia lui Dumnezeu. Poate că noi avem alte provocări în viacul nostru, poate că este greu pentru și ispitele sunt de altă natură, nu spune mai mari sau mai mici, dar greu zărim, dar trebuie să ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm la mărturii. Spune Domnul Iisus Hristos: dacă cineva face voia Tatălui meu, vom veni la el și vom locui și ne vom arăta lui, spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Iată, dacă vrem să-l vedem pe Domnul, știm cum să-l vedem, să începem să facem voia Domnului, să împlinim poruncile Domnului, să începem să trăim în dragoste, să trăim în iertare, să ne îngăduim unii pe alții, să trăim cu bunătate și apoi cu jertfă, e adevărat, cu acest elan de a propovădui. Noi nu putem să tăcem când cunoaștem această frumusețe de taina lui Dumnezeu, de măreția învierii. Și nu doar, iată, am vrut să ajung și la acest aspect, când Domnul ni se face cunoscut, s-a făcut cunoscut lui Luca și a lui Cleopa la frângerea pâinii, atunci l-au cunoscut și au spus cum la frângerea pâinii li s-au deschis ochii și l-au cunoscut pe Domnul. Dragilor,
Iată, Domnul se arată și ni se descopere și știm și unde și cum. Trebuie să nu stăm distanți, să nu stăm reci, cu o inimă caldă, plină de dragoste, să venim către Domnul și apoi El va umple viața noastră. Dai credință, iei putere, era o frumoasă zicală, să spun, dai credință, iei putere. Noi venim cu credința noastră în Hristos și în învierea Lui și apoi luăm putere de la Dumnezeu. Da, Părinte, este o rugăciune a bisericii care o repetăm în fiecare duminică când se iasă cu Evanghelia. Și așa, când ne apropiem de încheierea misiunii, în această rugăciune ni se arată ce avem de făcut fiecare. Și spunem acolo, învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnul Iisus Hristos. Deci primul lucru care trebuie să-l facem este să ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos. Și spunem mai departe, crucii tale ne închinăm Hristoase și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Deci să lăudăm și să mărim Sfântă învierea lui Hristos. Iată ce avem noi de făcut. Viața de creștin este o viață de activitate. O viață de tot timpul, de frământare, în care avem de lucru fiecare. Apoi, spune mai departe, Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Spuneați de Sfânta Maria Magdalena, cea păcătoasă odată, dar care a fost restaurată și pusă din nou în statura de om. Nu mai merita denumirea de om pentru că era stăpânită de 7 demoni, era o femeie desfrânată. Și iată, Domnul Iisus Hristos o restaurează, o repune și dă din nou demnitatea de om. Și spune, Sfânt, că Tu ești Dumnezeul nostru și afară de Tine pe altul nu știm. Numele Tău îl numim. Adică numele lui Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos îl numim în viața noastră. Îl avem în inima noastră, în sufletul nostru. Veniți toți credincioșii, spune mai departe această rugăciune, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. Iată, în această rugăciune, în această cântare bisericească avem poate că tot ceea ce avem nevoie de ce avem de făcut fiecare dintre noi în viața de zi cu zi. Să ne închinăm Domnul Iisus Hristos cel înviat, să lăudăm învierea Lui, să-L numim, să fie El Domnul și Stăpânul vieții noastre, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că răstignire a răbdat pentru noi, pentru fiecare. Și cu moartea sa, moartea a stricat. Părinte, emisiunea se apropie de încheiere și aș vrea, ca de fiecare dată, la încheierea acestei emisiuni, un cuvânt de îndemn, un cuvânt de încurajare pentru telespectatorii noștri. Un cuvânt de îndemn e și apropiat de această rugăciune pe care noi o rostim și e atât de minunată și atât de frumoasă în care suntem chemați a ne închina învierii lui Hristos, a ne închina Domnului, a ne închina Domnului, lucrul acesta înseamnă mai mult, ci a închina ceva Domnului înseamnă a da acel lucru Domnului, dacă ne închinăm noi Domnului, să ne dăm Domnului, cum spunem, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm pe noi înșine, deci să ne dăm Domnului. Și dacă suntem ai Domnului, dacă vom fi ai Domnului, să trăim ca ai Domnului, să trăim ca fii ai lui Dumnezeu, oameni ai învierii, oameni transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Viața de creștin este o viață frumoasă, este o viață de binecuvântare, nu este singuratică, ci este o viață cu Dumnezeu. De aceea nu trebuie să neglijăm acest lucru cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu vom face mari sprăvi. Dumnezeu a biruit moartea, a biruit iadul, a biruit tot ceea ce îngrozea omenirea. Iată, ne prezentăm împreună cu Hristos biruitori. El ne poartă totdeauna în carul Său de biruință. Ce frumos! Împreună cu El vom fi în carul Său de biruință, vom triumfa. De aceea chemarea este să
să fim, să ne dăm Domnului, să stăm aproape de Domnul, să trăim viața de biruitori împotriva morții și împotriva păcatului, să nu mai stăpânească păcatul în viața noastră, să o rupem. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care ascultă această emisiune și pe toți creștinii cu pacea Domnului, cu pacea care a dat-o Domnul nostru Iisus Hristos ucenicilor, să ne însuflețească și bucuria care a avut-o Sfânta Maria Magdalena când am văzut pe Domnul, s-o avem cu toții. Amin. Mulțumim frumos, Părinte Vasile, și mulțumim și lui Dumnezeu. Dragii mei, iată, Domnul Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani a înviat de la sine putere și prin învierea din morți aduce un lucru nou sub soarele acesta. Și fie că vrem, fie că nu vrem, fie credem, fie nu credem, acest lucru s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani. Domnul a înviat din morți. Fie că vrem, fie că nu vrem, fie credem, fie nu credem, și noi vom învia, însă depinde de credința noastră, depinde de nădejdea noastră unde ne vom petrece veșnicia. Împreună cu Sfinții și cu Domnul Iisus Hristos sau într-un loc unde n-am vrea și nu ne dorim niciunul să ajungem acolo. Și pentru ca învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos să nu fie spre osânda noastră, haideți cu toții să credem adânc că Domnul a înviat din morți, să știm și să fim convinși că Domnul este viu în vecii vecilor, așa cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Apocalipsa, în capitolul 1, când îi se arată, îi se descopere în insula Patmos, îi spune: eu am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. Și crezând în învierea Domnului Iisus Hristos din morți, să trăim frumos și noi, fiecare, să ne luptăm cu păcatul, să încercăm să scoatem din viața noastră orice păcat, orice gând care nu-L onorează pe Dumnezeu, care ne aduce închinare învierii lui Hristos din morți, orice lucru care nu este după Sfânta Scriptură, să scoate din viața noastră. Și să cercăm fiecare să ne luptăm, să ne silim fiecare, să trăim frumos ca oameni ai învierii și ai vieții. Să ne ajute Dumnezeu pe toți la aceasta. Până la o nouă emisiune, vă dorim sănătate, pace și bucurie și binecuvântări din partea Domnului Iisus Hristos cel înviat din morți. Hristos a înviat!